Alianța Nord-Atlantică nu a renunțat încă la căile diplomatice prin care încearcă să dezamorseze conflictul ce stă să izbucnească în Ucraina. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat miercuri că propunerile scrise ale celor 30 de aliați din cadrul NATO trimise Rusiei în seara aceasta acoperă o gamă largă de chestiuni diverse. Întindem o mână Rusiei pentru a încerca să urmăm o cale a dialogului, dar în același timp suntem pregătiți pentru ce este mai rău. Acesta a mai menționat faptul că momentul critic în care ne aflăm nu justifică întreruperea relațiilor diplomatice între Rusia și NATO, astfel că alianța este pregătită să asculte preocupările Rusiei. Pe de altă parte, secretarul general a cerut odată în plus ca Rusia să-și retragă trupele de pe teritoriul Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova. Conform unor oficiali de la Washington, citați de Wall Street Journal, Statele Unite împreună cu partenerii europeni au transmis Rusiei o propunere ca bazele de apărare balistică din Polonia și România să fie inspectate, la schimb cu inspectarea bazelor pe care Rusia le deține în Kaliningrad. Inspectarea bazelor este o practică relativ uzuală pentru a spori încrederea reciprocă, pentru ca fiecare dintre actori să vadă că respectivele capabilități nu sunt cu caracter ofensiv. Rusia a cerut de mai multe ori revenirea la arhitectura de securitate anterioară anului 1997, înainte de aderarea României și a Bulgariei la NATO. Bineînțeles, acest lucru este imposibil, iar atitudinea Rusiei, care la o primă vedere pare puțin disperată, nu va rămâne fără răspuns, cel puțin din punct de vedere diplomatic.